Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnalul ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele titluri ale ediției. Zi decisivă pentru locuitorii orașului Chișinău. Astăzi ei își aleg primarul care va conduce municipalitatea timp de un an. O femeie din localitatea Balatina, Glodeni, a fost la un pas să-și piardă viața după ce a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri. Din fericire, salvatorii au reușit să o scoată repede la suprafață. Sportivul Serghei Zvetkov, de 29 de ani, a reușit să câștige turul ciclist al Coreei de Sud. Este cea mai mare performanță din cariera ciclistului născut la Chișinău. Trebuie făcut ordine. Să dorim schimbări și să realizăm. Așteptări pozitive. Noi tot timpul ne gândim că ar fi ceva pozitiv, poate ar fi ceva schimbări. Adică, măcar că mai șanse nu se prevede. Decisivă pentru locuitorii orașului Chișinău. Astăzi ei își aleg primarul care va sta la cârma municipalității timp de un an. Cetățenii au venit la secțiile de votare cu gândul la o schimbare spre bine și la un viitor prosper. Majoritatea oamenilor care au venit de dimineață la vot au spus că orașul Chișinău are nevoie de un primar care să se gândească la oameni. Deși sunt nemulțumiți, cetățenii mai păstrează totuși o speranță. În oraș trebuie un stăpân bun ca să facă ordine. În toate domeniile, și drumurile, și pensiile, și canalizarea, și apa, și încălzirea. Ничего хорошего не можем сказать. Будем надеяться, за того, кому проголосовали, будет хорошим мэром. Pentru om bun. Și pentru lume, nu numai pentru dânsi și pentru scaune, dar pentru lumea care muncește și pentru pensioneri. Cei vârstnici se gândesc la tineri care însă nu s-au grăbit să iasă la vot. Tinerii atât s-au dus pe hotară și să șadă aici. Pentru și. Pentru și bogați. Молодежь должна присутствовать, естественно. У молодежи будущее. Чтобы молодежь не уезжала за пределы Молдовы, работала тут. Cred că o să vină. Ești mai matur, mai responsabil și mai dimineață, dar tinerii tu cred că o să vină și el. Locuitorii municipiului Chișinău mai au 3 ore la dispoziție pentru a-și alege primarul. La ora 21, secțiile de vot se vor închide și va începe numărarea buletinelor. Cât de interesați au fost alegătorii de acest scrutin și care au fost sectoarele capitalei Republicii Moldova cu cea mai mare rată de participare, ne spune Eliana Pârgaru. Bună seara, Eliana! Bun găsit, până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 200.000 de alegători, ceea ce înseamnă o rată de participare de puțin peste 32%. Cifra este mai mare față de turul 1 de scrutin, însă este mult mai mică față de turul 2 al alegerilor locale din 2015. Spre deosebire de turul 1 de scrutin, în turul 2 nu avem prag de validare, ceea ce înseamnă că, indiferent de numărul alegătorilor, scrutinul este considerat validat. Cei mai activi la urne sunt astăzi locuitorii din sectoarele Râșcani și Centrul. La polul opus se află suburbiile capitalei. De asemenea, cetățenii de vârsta a doua și vârsta a treia sunt cei mai activi la urne. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au votat deocamdată doar în proporție de 19%. Edilul care va câștiga astăzi va avea un mandat de doar un an, adică până la alegerile locale din 2019. Și asta pentru că astăzi doar este suplinit mandatul rămas vacant după ce fostul edil Dorin Chertoacă și-a prezentat demisia. Experiența scrutinelor anterioare arată că reprezentantul forțelor de stânga nu se poate impune în fața candidatului de dreapta, cel puțin nu în municipiul Chișinău. Totuși, cine va fi viitorul edil al Chișinăului, aflăm la ora 23, atunci când Consiliul Electoral de Circumscripție va prezenta primele rezultate. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Cei doi candidați care luptă astăzi pentru șefia capitale au venit la vot în primele ore ale dimineții. Aceștia și-au exprimat opțiunea fiind însoțiți de soții și copiii lor, iar unul dintre ei a venit și cu o echipă de susținători. Ambii concurenți au îndemnat toți alegătorii indeciși să iasă la vot.
Matinal a fost candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, împreună cu soția și fiica sa. Acesta spune că a votat pentru un oraș democratic și a îndemnat toți locuitorii municipiului Chișinău să iasă la vot. Am votat cu gândul la un viitor mai bun la noi acasă. Am votat pentru valorile mele, care sunt împărtășite de foarte multă lume. Am votat pentru adevăr, am votat pentru demnitate, am votat pentru respect de oameni, pentru responsabilitate. Doar așa putem făuri democrație, doar așa putem făuri stat de drept, doar așa putem făuri economie funcțională. Vă invit să ieșiți la vot, votați cu rațiune, votați cu responsabilitate, votați cum vă dictează propria conștiință. Am votat echipa, am votat omul în care am cea mai mare încredere că o va face. Fac un îndemn către toți cei de acasă. Haideți să dăm acestui oraș o șansă. Haideți să ne dăm, în primul rând, nouă șansă să mergem pe niște străzi curate. Cam același îndemn de participare la vot și candidatul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, împreună cu soția sa. Spune că și-a exprimat votul după ce a fost împreună cu familia și pe la biserică. Își doresc un oraș cu o administrare bună. În primul rând, pentru faptul că în toți anii de mandat a primarilor, oamenii se gândesc la ceea ce este cu adevărat important pentru oraș. Canalizare, drumuri, apeduct, transport public și multe alte lucruri care țin de mijlocii de administrare. Eu vreau sincer ca toți cei care merg astăzi la vot, anume de aceste lucruri și raționamente să se conducă și să aleagă un viitor primar care o să se ocupe de aceste lucruri. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie neapărat să ieși la vot. Este singura procedură democratică. Noi am votat pentru ca acest oraș să fie mai bun, mai frumos. Am votat pentru cel mai profesionist om. Și eu sper că el o să reușească să facă tot ce e mai bun pentru acest oraș. Cei doi candidați au acumulat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin de acum două săptămâni. Doar în Chișinău este organizat al doilea tur de scrutin. Celelalte șase localități unde au avut loc alegeri locale noi și-au ales primarii din primul tur. De mâine se înceapă o nouă etapă pentru municipiul Chișinău. Asta își doresc mai mari țări de la viitorul edil al capitalei. Președintele Republicii Moldova și șeful legislativului și-au exercitat dreptul la vot și și-au exprimat speranța că locuitorii capitalei vor alege astăzi un primar profesionist care să rezolve cât mai rapid problemele municipalității. Președintele Parlamentului și-a exercitat dreptul la vot încă la primele ore ale dimineții. Șeful legislativului spune că și-a dat votul pentru curățenie și mai puțină politică în administrarea orașului. Cu regret, alegerea nu este una ușoară, deoarece pe parcursul acestei campanii și mai ales pe parcursul ultimei săptămâni am văzut diverse dezbateri, doar că nu în privința treburilor primăriei și a orașului, dar mai mult politică și confruntare politică. Totuși sper că începând de astăzi sau după ce vor fi date rezultatele și primarul își va intra în funcție, cel puțin un an până la următoarele alegeri ordinare, să începem să simțim și noi, cei din Chișinău, că apare o eficiență, că apare o grijă față de oraș. Șeful statului a venit la secția de vot alături de soția sa. Președintele spune că își dorește la cârma Chișinăului un primar profesionist care are soluții pentru problemele orașului. Am fermă convingere că în sfârșit chișinăuienii vor face alegerea corectă în favoarea profesionalismului și nu show-urilor, populiștilor și așa mai departe. Vreau să îndemn toată lumea, toți chișinăuienii, să ieșim la vot. Eu am încredere în votul chișinăuienilor. Și, cu Doamne ajută, astăzi începem o etapă nouă pentru capitala noastră. Primele rezultate preliminare ale alegerilor de astăzi, Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău le va face publice la ora 23. Edilul ales astăzi va avea un mandat de doar un an. Votul de astăzi nu s-a desfășurat fără încălcări. Observatorii Promolex au constatat și de această dată mai multe nereguli. Este vorba despre tentative de mituire a unor alegători, deficiențe în listele electorale, dar și campanie electorală, deși legea interzice acest lucru în ziua alegerilor. Mai multe despre aceste nereguli ne spune Irina Bejenaru. Bun găsit, Irina!
Bună seara, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Niciun scrutin fără încălcări. A devenit deja o regulă ca în ziua alegerilor să auzim despre aceleași nereguli. Așa că avem și astăzi cel puțin două cazuri în care alegătorul a fost însoțit de una sau mai multe persoane în cabina de vot. În alte 6 secții de votare, în secția de votare sau în preajma acestora, au fost prezente persoane din anumite partide politice care nu erau autorizate să se afle acolo. La una din secțiile de votare, observatorii Promolex spun că mai mulți locuitori de pe aceeași stradă spuneau că după ce votează, cineva îi așteaptă ca să-i remunereze. Chiar dacă astăzi avem alegeri locale, au fost semnalate și de această dată cazuri de transport colectiv a alegătorilor. În cel puțin 2 cazuri, oamenii au fost duși la secția de votare cu autocarul sau cu una și aceeași mașină. Alte 4 persoane și-au fotografiat buletinul de vot cu opțiunea deja aleasă, lucru care poate fi acum anchetat și de poliție. Deși Comisia Electorală Centrală a dat asigurări anterior că a făcut regulă în listele electorale, se pare totuși că mai avem de lucru și la acest capitol. În cel puțin 12 cazuri, pe listele electorale erau înscrise și persoane decedate sau în unele cazuri cineva se semnase în locul oamenilor care încă nu apucaseră să voteze. În schimb, nu am mai avut astăzi agitație electorală în secțiile de votare și în preajma acestora. Propaganda însă s-a mutat în mediul online. 6 portaluri de știri au făcut astăzi agitația electorală în favoarea unuia sau altui candidat. Asociația Promolex, una din cele mai mari misiuni de observare a alegerilor, urmează să vină cu un ultim raport pe această zi, peste o oră și jumătate. Deocamdată eu vă spun la revedere. Irina, îți mulțumim. Parcurile au fost mai aglomerate astăzi decât unele secții de votare. În ziua alegerilor pentru funcția de primar al capitalei Republicii Moldova, mulți locuitori ai orașului au preferat să meargă la picnic decât să ajungă în fața urnelor de votare. Pentru ei a fost doar o zi de duminică și de sărbătoare. Unii locuitori ai capitalei au ales și ei să facă frigărui, să bea bere și să se distreze. Câțiva dintre ei spun că au trecut pe la secția de votare, alții zic însă că nu vor ajunge la urne. De la vot am venit drept încoace la natură să sărbătorim ziua de naștere a fiilor noștri și totodată sărbătorim și, sper eu, rezultatul pentru care am votat azi. Să ne spuneți, vă rog, dacă ați fost la vot. Da, la ora 7:20. Pentru ce ați votat? Pentru ca toată lumea, bunăstarea orașului. N-am fost. Dar vei merge? Nu. Cauza care că... Cine să votăm? Toți sunt hoți. Absolut. Asta e părerea mea și așa să fie permanent. Toți care vin, toți tind de a fura ceva. Конечно, а как же? Я должна голосовать за свой город, за его благополучие, за то, чтобы был он чистый. Сарбаторием. Din această cauză nu mergeți la vot. Da, în această cauză nu mergem la vot. Printre cei care se odihneau în parcul la izvor au fost și unii care au spus că vor merge mai târziu la vot. Noi pădem vecerăm golosăvați. La vot n-am dovedit astăzi să mergem. Dar o să mergeți? Cred că da, o să mergem. Chiar am făcut promovare celor care au posibilitatea să ducă să meargă. Să-și facă datoria de cetățean a Republicii Moldova, inclusiv de a... locuitor a municipiului Chișinău. Cei care nu au reușit încă să treacă pe la secțiile electorale de care aparțin o pot face până la ora 21. Ora să fie frumos, prosper, curat. Trebuie făcut ordine. Să dorim schimbări și să realizăm. Așteptări pozitive. Noi tot timpul ne gândim că să fie ceva pozitiv, poate ar fi ceva schimbări. Adică, măcar că mai șanse nu se prevede. Continuăm cu știri externe. Mii de simpatizanți ai mișcării 5 stele au sărbătorit în stradă ceea ce au numit Guvernul Schimbării. Cabinetul condus de o nou vice în politică, Giuseppe Conte, fost funcționar la Fondul Monetar Internațional, a depus jurământul. Conte este susținut de formațiunea Antisistem și de Ligă, partid de extremă dreapta.
Instalarea noului guvern pune capăt unei săptămâni de turbulențe politice și a trei luni de incertitudini după alegerile din martie, care au schimbat dramatic structura Parlamentului. Alegătorii au trimis în Parlament cele două formațiuni nou apărute, care au ambiția să revoluționeze sistemul politic italian. Questa piazza era stata convocata in un momento di tensione del paese, in cui sembrava tutto finito, tutto perduto, che non si potesse fare il governo e che c'erano delle serie difficoltà. Di Maio a adăugat, am fost primul care l-a criticat pe președintele Republicii, dar a fost suficient de înțelept să accepte o nouă întrevedere și să deblocăm împreună impasul. O apariție insolită a fost Beppe Grillo, actor de comedie și fondator al mișcării 5 stele. Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca nuovo che sta arrivando. Inițial, mitingul trebuia să fie unul de protest față de refuzul președintelui Mattarella de a accepta un ministru al economiei din partea mișcării 5 stele. Dar învestirea noului guvern a transformat acțiunea de protest într-un prilej de sărbătoare. Italia are primul guvern populist din vestul Europei, moment considerat nașterea celei de-a treia republici, iar președintele mișcării 5 stele a promis că nimic nu va mai fi ca înainte. Traficul de imigranți clandestini devine una dintre cele mai grave probleme de securitate pe continent. În Croația a fost arestat un cetățean sârb de 59 de ani, suspectat că conducea spre Germania 29 de persoane. A fost prins ieri după ce s-a ascuns două zile în pădure. Miercuri, poliția croată a primit o informație că la bordul unui vehicul de transport marfă, înmatriculat în Austria, se află 29 de imigranți ilegali, inclusiv doi copii și călăuza. Suspectul a trecut de două baraje ale forțelor de ordine, iar ofițerii au fost nevoiți să deschidă focul pentru a opri mașina. Cei doi copii au fost răniți, iar șapte adulți au suferit răni din cauza șofatului agresiv al traficantului. La Amman, în Iordania, au avut loc noi proteste care au degenerat în confruntări între demonstranți și forțele de ordine. A fost necesară intervenția scutierilor, iar poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a calma spiritele. A fost a treia seară de proteste. Manifestanții cer demisia premierului după ce guvernul a trimis în Parlament un proiect de lege care crește taxele și impozitele. Prim-ministrul susține însă că este nevoie de mai mulți bani la buget pentru a reduce datoria externă a țării, care a ajuns la 37 de miliarde de dolari, respectiv 97% din produsul intern brut al țării. La începutul anului a fost majorată taxa pe valoare adăugată și a fost eliminată subvenția la pâine. Proteste similare au avut loc și în provincie. Furtunele au lovit mai multe zone din România. În vest a plouat cu găleată, iar grindina a pus la pământ 10 de hectare de culturi agricole. În Caraș Severin, o furtună cumplită a făcut ravagii aseară în mai multe localități de pe Valea Almăjului. A fost nevoie de intervenția pompierilor după ce mai multe curți și pivnițe au fost inundate. Hai de capul meu, fii atent aici! După o zi toridă cu temperaturi de peste 30 de grade, o rupere de nori însoțită de grindină s-a abătut aseară peste mai multe localități de pe Valea Almăjului. La Bozovi și Dalboșeți, pe marginea drumurilor, s-a format un strat consistent de gheață. Uitați aici gheață! Gheață curată! Pentru agricultori, bilanțul este sumbru după ce grindina a distrus răsadurile și pomii fructiferi. Solarul nu l-a afectat, dar ce-a fost în curte și în grădină s-a distrus tot. Ați mai văzut asemenea ploaie cu gheață până acum? Ploaia torențială de aseară a provocat probleme și în municipiul Caransebeș, unde pompierii militari au intervenit pentru evacuarea apei pe mai multe străzi după ce canalizarea s-a colmatat. O furtună teribilă însoțită de grindină s-a abătut ieri și asupra Brașovului. Vântul a desprins de pe fațada unui bloc o bucată uriașă de izolație termică. Aceasta a căzut peste o mașină. Mai multe străzi au fost inundate. 27 de județe rămân sub atenționare cod galben de vijelii până diseară la ora 23. Meteorologii au emis o informare de vreme rea, averse, grindină și vânt, valabilă pentru toată țara până luni seară. În unele zone, precipitațiile pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Revenim la știri din țară. O femeie a fost la un pas să își piardă viața după ce a căzut într-o fântână. S-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 5, în localitatea Balatina Glodeni. Hop, hop, hop!
Cum a ajuns femeia de 59 de ani în fântână nu este clar. Norocul ei că cineva a sunat imediat la 112 și a chemat pompierii. O echipă de salvatori a ajuns în scurt timp la ea și au reușit să o salveze. Femeia era la o adâncime de 20 de metri. Din fericire nu a fost grav rănită, dar a ajuns totuși pe mâna medicilor care i-au acordat primul ajutor. Polițiștii vor stabili cum s-a întâmplat totul. Creștinii ortodoxi de stil vechi cinstesc astăzi pe Sfinții Constantin și Elena. În bisericile din toată Republica Moldova s-au ținut slujbe, iar în mai multe localități se sărbătorește hramul. În această zi, agricultorii nu trebuie să lucreze pentru a evita pagubele aduse culturilor, iar femeile tămâiază și stropesc cu aghiasmă pentru a alunga duhurile rele și necurate din case. Tradițiile respectate în această zi aduc spor și sănătate gospodarilor. Aproape 29.000 de bărbați care poartă numele Constantin sărbătoresc onomastica. Mai mult de 100.000 de femei se numesc Elena. O dată la 2 ani, la Bolț se desfășoară festivalul concurs al colectivelor de dans popular. Manifestarea, organizată de ansamblul local de dansuri Vântuleț, onorează amintirea coregrafilor Ion Negară și Ion Ungureanu, originari din Bolț. 18 ansambluri de dansuri populare din toată țara și-au demonstrat maestria la Bălți în cadrul festivalului concurs Cine joacă horele. Evenimentul organizat odată la 2 ani cinstește memoria coregrafilor Ion Negară și Ion Ungureanu din Bălți. Bine ați venit la festivalul Cine joacă horele! Veniți din toate colțurile țării, dansatorii au pregătit ce știu mai bine pentru festival. După ce au mărșăluit prin centrul orașului Bălți, dansatorii au fost invitați rând pe rând în scena improvizată din fața teatrului Vasile Alexandrii. Festivalul este organizat de ansamblul de dansuri Vântuleț din Bălți și vine să cinstească memoria coregrafilor Ion Negară și Ion Ungureanu. Acești doi mari titani coregrafii care au activat în Bălți în cadrul ansamblului Vântuleț au demonstrat de nenumărate ori că ei sunt cei care au îndrăgit cu adevărat arta tradițională coregrafică. Ei sunt cei care au știut să readucă folclorul coregrafic autentic în scenă, scoțând în vileag personalități notorii din arta tradițională coregrafică. Suntem a 5-a oară la acest festival. Am reușit să ne împrietenim cu ansamblul Vântulețul, care și dumnealor sunt permanent oaspeții noștri și participanți la festivalul care îl organizăm și noi la Baclia Basarabeasca. Noi am vrut să le arătăm bălțenilor o horă mare a moldovenilor care trebuie și în Bălți odată și odată făcute. Și noi astăzi demonstrăm că noi o putem face și o să o facem. Printre oaspeții evenimentului au fost fiul și soția regretatului coregraf Ion Ungureanu. Я помню, как начиналось это. Поначалу, ну, было трудновато, годы были трудные. Я очень рада, что фестиваль этот имеет продолжение. И что сегодня так много участников. Pentru prima dată, festivalul Cine joacă horele a fost organizat în anul 2006. Sportivul basarabean Sergei Tsvetkov, de 29 de ani, a reușit să câștige turul ciclist al Coreei de Sud. Este cea mai mare performanță din cariera ciclistului născut la Chișinău. Tsvetkov face parte din lotul național de șosea al României, dar la nivel de club concurează pentru o echipă americană. După ciclistul basarabean, pe locurile 2 și 3 s-au clasat un kazah și un italian. Ultima etapă a turului Coreei de Sud s-a desfășurat pe străzile capitalei Seul. Victoria lui Sergei Tsvetkov vine în condițiile în care din acest an, chiar astăzi, 3 iunie, este sărbătorită Ziua Mondială a Bicicletei. Turul Coreei de Sud este o cursă profesionistă ce are loc în fiecare an din 2001. Pe final să vedem datele meteo.
găsit! Vremea caldă se menține și la începutul săptămânii în Republica Moldova și nopțile vor fi mai călduroase, cu minime cuprinse între 16 și 19 grade. Mâine cerul va fi mai mult noros, însă doar în sudul țării va ploua. Maxima va urca până la 27 de grade. La Chișinău vor fi 18 grade în această noapte și în jur de 27 de grade mâine la prânz. În România vremea se menține caldă, dar instabilă. Vor fi averse, fenomene electrice și grindină la munte, în centrul și în sudul țării. Temperaturile vor varia între 22 și 30 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md, dar și pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute încep interviurile telejurnalului. De la ora 19 urmăriți emisiunea Conexiuni, iar de la ora 21 Vasile Munteanu vă așteaptă la o ediție specială, în care împreună cu invitații săi va discuta primele rezultate ale scrutinului de astăzi. Dacă nu ați reușit să ajungeți la secția de vot, o puteți face până la ora 21. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară așa cum vă doriți. La revedere!